Rând pe rând, chiar și parcurile mici din Târgu Jiu se transformă în parcuri de distracție. De acum încolo și pentru anii următori, fanfara Joia va fi în fiecare cartier din municipiul Târgu Jiu. După fanfară vor fi aceste evenimente organizate pentru copii, iar din luna octombrie, odată cu activitățile de la Palatul Copiilor și Palatul Copiilor și Liceul de Arte Constantin Brăiloiu, vor avea propriile evenimente în care își vor promova elevii de excepție. În fiecare săptămână se schimbă locația astfel încât să ajungă în fiecare cartier din oraș. Costurile acțiunii sunt suportate de autoritățile locale. Dacă vesel se trăiește,